Deși până la 31 martie au mai rămas zile numărate, contribuabilii Urhiei nu se prea grăbesc să meargă la Inspectoratul Fiscal să depună declarațiile pe venit. Marea înghesuială va începe pe ultima sută de metri. În lunile ianuarie, februarie și chiar zilele acestea, ai putea număra pe degete cetățenii care vin să-și onoreze obligațiile față de stat, depunând declarațiile pe venit. Un cetățean responsabil care vrea să fie regul în datorii și venituri. Lucrez în două lucruri, lucrez și la școală ca asistentă mie medicală și lucrez și la punctul mie medical. Și am socotit că trebuie să vin să fac declarații până la 31 martie ca să nu rămân cu datorii. Până la moment au depus declarații pe venit doar 20% din contribuabili. Au fost recepționate 1690 declarații CET privind declararea impozit pe venit de persoane fizice cetățeni, dintre care 367 declarații pentru anul 2011. Restul declarației au fost pentru anii precedenți. Suma spre plată la buget a impus pe venit pentru declarațiile prezentate în anul 2012 constituie 232,70 lei, dintre care 217,20 lei au fost deja achitate. Vreau să atrag atenția cetățenilor că în ultimele zile sunt foarte, necătând la faptul că noi implicăm un număr mai mare de colaboratori pentru recepționarea dărilor de seamă, se primește o lecuță de, cum, se primește rând, și adică pentru a nu sta în rând foarte mult, vă invităm, chiar vă rugăm să veniți o leacă mai devreme, mai înainte, nu în ultimele zile, pentru a prezenta dările de seamă pe venit pentru anul 2011. Declarațiile pe venit pot fi depuse și în regim online pe pagina Inspectoratului Fiscal de Stat. Pentru întârziere depunerii declarațiilor pe venit, contribuabilii riscă amenzi și penalități.